mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat! Alege Transilvania! Urmărește alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și în această ediție vom afla noi motive pentru care invitatul meu, domnul Florin Florian, reprezentant al Partidului Social Democrat, ne cere votul și încrederea pentru a deveni președintele Consiliului Județean Sălaj. Prin această întâlnire, domnule Florin Florian, vă mulțumesc pentru că am ales împreună să ne revedem, să continuăm temele dezbătute. Erau foarte multe da. la prima ediție și revenim, desigur, cu teme noi în discuție. Începem în forță, așa cum v-ați obișnuit, cu întrebarea care face diferența. De ce este mai potrivit Florin Florian la conducerea Consiliului Județean decât din cu Sălăjanu? Cred în mine, în primul și în primul rând, în proiectele mele, iar 10 pentru să lași care este proiectul meu politic în această campanie rezidă din nevoile oamenilor, iar toate aceste nevoi le-am cuantificat de-a lungul timpului în pozițiile vremenice care le-am avut de prefect, de subprefect, din zona administrativă în care stau de 15 ani de zile într-un permanent dialog care l-am avut cu oamenii, vin cu un proiect mai concret calat pe nevoile oamenilor. Este doar proiectul dumneavoastră? este proiectul meu și a echipei mele, pentru că în fața alegătorilor 9 iunie vin cu foarte multe persoane pe care califică profesia și colegii mei și echipa mea ca și profesii vin din foarte multe medii și sociale și profesionale. Un, o echipă care îmi dă oarecum această viziune, aceste 360 de grade la toate nevoile care sunt în județul Sălași. Și cam câți ani v-au luat, nu știu, ca să ajungeți la 10 pentru Sălași? Că unii ar spune că e simplu să, să pui niște... Nu, 10 pentru pe un vine formulare. în completarea unor lucruri care trebuie continuate. Dacă discutăm de infrastructură rutieră, dacă discutăm de sănătate, doar acest proiect 10 pentru Sălaș ar trebui să-l considerăm ca și sarea și piperul atunci când discutăm că vrem să fim o gazdă bună și lumea să nu uite de ce e Sălaș și nu altceva. Are nevoie Consiliul Județean de sare și de piper? Are. Are. Are pentru că 10 pentru Sălaș, Județul Sălaș, Consiliul Județean este cu comunitățile, cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are cu administrația, are cu sănătate, are cu tineretul, are cu sportul, are cu turismul, cred că putem face prin acest proiect diferența față de ceilalți competitori. Și atunci când veți lucra în echipă veți fi mai pipărat sau mai sărat? Nu. Sau credeți că nu. Spimarea, Sarea și, sare și ridicat... este tocmai această, tocmai această chestiune care poate să facă diferența între proiectul meu politic și a celorlalți competitori. A, deci nu mizați pe tonul ridicat în jurături nu și mă, nu mă califică, alte lucruri de genul Nu mă califică. Ăsta. Oamenii mă cunosc și mă, recep, mă, mă, mă cunosc de ceva timp din zona administrativă iar atunci când indiferent ce funcție am ocupat am fost un om de echipă. Și de calbi de regulă? De regulă, sigur. Zona administrativă trebuie să fie cu nevoile oamenilor, să-i înțelegi, să-i asculți. Cred că aici foarte mult timp îți ia, îți ia, îți ia timp să-i asculți, să-i înțelegi. Indiferent și... că vorbiți de cetățeni sau de subordonații cu care lucrați? și subordonații, toți cetățenii și cei care nu lucrează în Consiliul Județean, cu siguranță sunt oameni care au așteptări de la noi din zona administrativă. Sigur, doar că unii sunt în spatele ușilor închise sau deschise, se poziționează diferit. Nu vreau să fac comentarii cum trebuie manageriat administrativ atunci când te afli într-o poziție. Cei care mă cunosc și, har domnului, am ceva experiență în zona asta, știu ce, știm, ce, știm ce, știu ce am de făcut și sunt un om de echipă. Și cred că în administrație, una, unul din modele care cel puțin am constatat eu că funcționează, este al exemplului personal. Atunci când ești îngrănat în probleme oamenilor, să știți că și echipa cu, din care faci parte și cu cei cu care lucrezi zi de zi, au încredere în tine. Și dacă știi cu adevărat să-l arezi direcția, Credentile și cred că, până la urmă, ne putem atinge și obiectivele. Și pentru că ați mai avut o tentativă de a deveni președintele Consiliului Județean, din câte îmi amintesc, că atunci n-ați avut direcția bună și acum nu. o aveți? Este o competiție politică. Opțiunile oamenilor sunt de diverse categorii. Cred că 2020, pentru candidatul Florin Florian, Partidul Social Democrat a fost o chestiune care n-a fost destul de frecventabilă, n-a fost destul de receptată de către alegătorii din Județul și Sălaș și -a sau majoritatea, între majoritatea, timp. Majoritatea, uh, uh, majoritatea alegătorilor din Județul Salaj. Uh, în general, cred că guvernarea care și-a spus cuvântul în ultimul an. Și va că... fi 2024 varianta câștigătoare pentru PSD la Consiliul Județean? Cu siguranță. Așa să fie, dacă mă așa credeți pentru că spunem în fiecare misiune că fiecare om și fiecare vot contează, vreau să vă întreb, veți face administrație sau veți politiza Consiliul Județean Sălaj? De de 8 ani de zile mă aflu în funcții importante în județul Sălaj și ceea ce mă recomandă este că lucrurile care le-am făcut și atunci când anul centenar a fost un an al multor așteptări din punct de vedere și cultural și al evenimentelor, am fost un om și sunt un om de echipă, chiar și când ne-am propus ca obiectiv să atragem fonduri europene instituția prefectului, am fost o entitate eligibilă și vreau să spun că pariul meu ca palatul administrativ să instituția să fie una în forma pe care o vedeți Acum este, cum să vă spun, și aportul meu care l-am avut acolo și al echipei mele care am avut-o. Fără o echipă care era din interior, nu puteam să facem acest lucru. Da, dar atunci erați omul din umbră, acum vreți să fiți omul din lumină. N-am fost omul din umbră, probabil omul din umbră în percepția unora. Eu totdeauna m-am aflat sub directa, cum să vă spun, observare a publicului și a cetățenilor. Așteptările pentru mine și din partea mea au fost totdeauna mare și cred că am răspuns în mare parte la toate așteptările care uh, s-au pus, uh, s-a dorit să fie. A fost un om de echipă. Încerc să rezolv cât mai multe probleme. Nu totdeauna soluțiile sau am putut să le satisfac aceste nevoi m-am explicat la vremea respectivă, sunt lucruri care depind de mine, sunt lucruri care nu depind de mine. Dar de mersurile cu privire la ceea ce am dorit eu să fac și am întreprins, obiectivul Palatul Administrativ să atragem fonduri europene a fost o reușită. Ați simțit vreodată că alte partide care se aflau atunci la putere v-au pus bețe în roată și n-ați reușit să vă nu. duceți la bun sfârșit nu. planurile? Nu, nu. Le-am dus la bun sfârșit. Chiar și dacă nu am părăsit funcția de prefect când semnasem contractul de finanțare, la bun sfârșit s-a încheiat când am revenit în funcția de subprefect. N-am avut nicio problemă. Ok, o să trecem mai departe la partea de realizări și obiective atinse. Câteva lucruri deja mi le-ați anticipat și vă mulțumesc pentru asta. Pornind de la experiența acumulată în politică, ce tip de președinte de Consiliu județean vă doriți să fiți și cu ce plusuri considerați că veți veni? Implicat, asumat, echipă. Ăsta este conceptul cu care îmi place mie să lucrez. Pentru că atunci când lucrez în echipă Oamenii cred în tine. Crezând în tine, cred că ne putem atinge scopurile și obiectivele. Și ce faceți cu ceilalți din celelalte partide care vor fi și ei reprezentați în Consiliul Local și care nu vor face echipă cu dumneavoastră? Voi încerca să mă fac cât mai bune înțeles, iar proiectul care l-am 10 pentru să lași și nu numai, este proiectul sălăjenilor și sunt nevoile sălăjenilor. Noi până la urmă vom răspunde și vom încerca să soluționăm aceste probleme ale lor. Dacă eu să considere că nu sunt uh, nevoile lor, asta vom vedea atunci. Ok. Uh, legat de proiecte, planuri și perspective, uh, vreau să vă întreb ce doriți să obțineți și să realizați pentru cetățeni din poziția de președinte al Consiliului Județean Sălaj. Să le dau, de exemplu, o opțiune mai clară când vorbim de sănătate și să încerc să să nu-i port, să nu port pe drumuri și să fac niște centre de sănătate. Să le pot oferi, de exemplu, tinerilor care poate n-au o busolă a profesiei foarte bine definită să le pot da o perspectivă a învățământului dual, să conving și, și părinții, să în dialogul permanent care le-am avut cu asociațiile de proprietari este această nevoie, de fermieri de, în industrie este această nevoie, lucruri concrete care cred că până la urmă în opțiunea tinerilor, în opțiunea fermierilor să fie un proiect viabil. Este un proiect în care stăm în cheia parteneriatelor. Aici trebuie să punem la masă atât antreprenorii, atât mediul de afaceri, atât partea administrativă ca să putem până la urmă să reușim în această chestiune pentru că tinerii este o problemă în general la generația lor, primul loc de muncă. Da? Cu acest tip de învățământ cred că îl putem și asigura. Bun. Avem azi? nevoie și de meseriași. Așa este, dar aveți idee câți astfel de meseriași sau câți astfel de tineri, nu știu câți să legem ne pleacă peste hotare pentru că aici nu-și găsesc de muncă? Uh, da, este, este, este una din cauze că nu au această busolă profesională care să le putem cumva crea noi, autoritățile publice locale. La cei care n-au în opțiune zona universitară. Deci, dacă venim cu chestiuni concrete, cred că lumea și încercăm și noi prin Consiliul Județean Luăm sub patronaj aceste unități școlare care dorim să investim în ele, creăm spațiul necesar, aducem antreprenorul, aducem uh, cei pe care vrem să-i școlim, aducem părinții pe care trebuie să, să recunoaștem că trebuie să-i și convingem, cred că va fi un proiect care va, va fi, va fi unul viabil. Și nu este, este un, uh, nu este un model nou inserat. Sunt deja județe în țară care aplică la nivel local o astfel de, de, politică. Puteți să ne dați un exemplu? Da, nu de mult citeam undeva în județul Suceava. Un primar care candidează astăzi la președinția Consiliului Județean Suceava a dat acest exemplu. Bun, și el cum a reușit și noi nu reușim. Sau? El rezolvase această problemă la nivelul unității lui administrative, avea un liceu tehnologic acolo, l-a făcut dual profesional, era nevoie mare pe zona asta de mecanică, a, a mecanici agricol și a reușit. Și a reușit să țină o parte din și din tinerii care, poate că dacă nu era această chestiune, luau o altă opțiune. Altfel spus, i-a pasat și a dus mai departe. Deci, dualul această profesional, probleme. cred că va putea să fie una din soluțiile viitoare atunci când discutăm de o curică școlară care trebuie să o dezvoltăm pe niște nevoi ale comunităților. Domnule Florin Florian, în ediția anterioară a acestei emisiuni, uh, ne-ați spus că vă pasă și sunteți concentrat. Uh, cel puțin în programul dumneavoastră politic, pe realizarea și crearea unui mediu de afaceri sănătos aici, la noi, în județ. Și vreau să vă întreb dacă aveți câteva, nu știu, cifre, date concrete. Eu sunt economist de formare și, sigur, sunt o mare pasionată de cifre. Deci, avem o structură economică în județul Sălași, o componentă importantă pe zona asta de industrie prelucrătoare. Eu vă fac așa o radiografie a structurii okay, economice care este în județul lași Avem care e o pondere importantă, aproape mai mult de o treime. Mai avem uh, o componentă economică pe zona de comerț și cu amănuntul și zona de uh, construcții. Uh, cifre n-aș vrea să vă dau, vă pot spune în schimb că discutăm astăzi și sunt uh, firme uh, active în județul Sălaj, undeva la vreo 6.500. 60% din ele sunt în mediul rural în mediul urban, mă scuzați, 40% sunt în meri, în mediul rural. Marea angajatorie reprezintă 0,2% din cele 6.500, peste 250 de. Dar vreau să vă spun că oportunitățile de dezvoltare, atunci când discutăm de o administrație, cam ce ar putea să facă Consiliul Județean, ca să fim un pic mai expliciți în rolul pe care îl are, uh, unul la mână. Trebuie să pună la masă totdeauna și acele oportunități care vin și bat în județul nostru, pentru că oamenii și afacerile se implementează în funcție de anumite contexte. Da? Marea infrastructură rutieră care la noi, în județul să și vorbim de acești 84 de kilometri de autostradă, care sunt în etape de realizare va fi cu siguranță atunci finalizarea lor va fi o oportunitate. Deja lumea are un interes pentru această zonă. Vom fi și mai aproape de Cluj pentru că nu trebuie va fi gata neapărat. Noi atunci când discutăm de dezvoltare, totdeauna am stat între cei doi mari de dezvoltare, Cluj și Sălaș. Doar să vreau să vă spun că sunt industrii care atunci când discutăm de relocare o pot face foarte repede. Iar zona IT ar putea fi dată un exemplu. Chiar cu ceva săptămâni în urmă stăteam la o discuție cu privire la realizarea unor hub, hub IT, IT care să se realizeze și se va realiza cu siguranță. Asta și din considerentul care știu deja, în calitate de prefect, am discutat foarte mult cu rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în care lăuda această resursă umană și calificată în această zonă că vine din, din județul Salar. În schimb să vă spun două chestiuni care credesc că mediul antreprenorial este unul deficitar că astăzi nu are un parc industrial? E o întrebare la care uh, pot să vă dau, de exemplu, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut. Asta să, să, așteptăm, okay. să așteptăm aceste oportunități, da? Eu cred că e importantă conectivitatea, da? Noi când vom fi la conectați la marea infrastructură rutieră, asta va fi cu siguranță o chestiune care va da acel plus de care este nevoie pentru ca mediul de afaceri și mediul antreprenorial să fie unul atractiv și în județul salar și nu numai. Aici, în general, oamenii sau afacerile trebuie să găsească, să identifice și oamenii potriviți și locurile potrivite și cred că pentru asta administrația sălăjană, că discutăm de Consiliul Județean, că discutăm de primării, trebuie să fie una pregătită. Bun, dar vedeți că pe programul, spre exemplu, altor partide politice se spune că ar trebui create fabrici, ar trebui create uzine, ar trebui create locuri de muncă. Eu când mă refeream și v-am întrebat legat de partea de cifre, mă refeream dacă aveți o estimare sau cam câte locuri de muncă veți crea, câți, nu știu, tineri veți școli prin acest învățământ dual sau, mă rog, profesional, așa cum îl știu mulți. Asta e o chestiune care va trebui să insistăm foarte mult pe ea și asta e noi, noi cum să vă spun, o voință a mea, cred că este o nevoie care trebuie să se dezvolte într-un astfel de proiect. Și trebuie să încheseze la acest proiect toată lumea, deci toate comunitățile. Deci, aici e o chestiune care trebuie să ne de pună la masă și de, de coagulare viziune, și de sigur. conștientizare. Eu tot ce propun și tot ceea ce doresc să fac sunt prin parteneriate. Deci, ne dăm mâna și încercăm să completăm nevoile, eu cu ce pot eu gestiona de la Consiliul Județean și cu ce pot să vină fiecare comunitate în parte. Pentru deci că să înțeleg că va fi o prioritate. Este o prioritate. Ok, bun, mulțumesc. De ce considerați, noastră că aplicațiile Smart ar putea fi un plus pentru drumurile județene și care ar fi costurile pentru implementarea acestora? Astăzi, județul Sălaș, când discutăm de infrastructură rutieră, discutăm în felul următor. Avem drum național peste 220 de kilometri, avem și noi Consiliul Județean gestionăm în jur la 670-700 de kilometri de drum județean și peste vreo 2000 de drumuri comunale. Uh, vin cu această chestiune în zona intersecțiilor drumurilor județene cu celelalte categorii de drumuri să încercăm prin uh, luminarea lor pe timpul nopții să mai luăm din chestiunile astea legate de accidentele. Că se întâmplă foarte multe, mai ales în afara localităților, pe drumurile județene. Deci nu -o, o să, luminați toate nu, drumurile nu, cu din Nu, să, să pot, dar vedeți conceptul ăsta nou, care îl vedem și în municipiul Zalău, trecerile de pieton sunt mult mai bine, uh, sunt mult mai bine luminate. Asta pentru că, trebuie să spunem, din, uh, din trecut s-au întâmplat chiar și pierderi de vieți omenești. Și pentru că sunteți uh canalizat, focusat pe, pe partea aceasta mai modernă în administrație, sunteți de părere că energia verde ar trebui să fie considerată o resursă deosebit de importantă pentru dezvoltarea județului nostru și vreau să vă întreb ce demersuri veți lua în acest sens în condiția în care, evident, veți conduce Consiliul Județean Sălaj? Păi să... Orice oportunitate cu privire la orice proiect care îl vom implementa, este și această componentă verde care cu siguranță noi vedem în tot ce se întâmplă când dezvoltăm proiecte, că sunt punctaje specifice dacă atingi și această latură. Și eu vă dau exemplu Palatului Administrativ. Am avut o condiție de a puncta energia verde, Consiliul Județean, pardon, instituția prefectului are pe curtea de lumină peste 300 de panouri fotovoltaice. Pentru, acum, în, acum, în, care în acest vorbim? moment, da. Adică tot ce înseamnă consum de energie pe timpul, pe timpul zilei, o captăm din energia solară. Și de ce nu puneți și pe Consiliul Județean? Păi asta o să avem o altă discuție într-o altă emisiune. Ok. Deja am anticipat că o să ne mai vedem la o emisiune. Cu siguranță. Bun. Credeți și afirmați cu tărie că sănătatea sălăjenilor, și ați mai adus deja în discuție acest lucru, este un domeniu în care vă veți implica și reprezintă o prioritate importantă pe agenda dumneavoastră. Vreau să vă întreb, mai credeți că este nevoie să atragem investiții în acest sens? Și uh, o să vă las și un exemplu. Uh, la Spitalul Județean, din câte știu eu, uh, s au cumpărat un uh, angiograf care a costat foarte mult, n-aș vrea să dau și suma, deși o cunosc, și, din păcate, nu s-au găsit medici specialiști. Cum comentați acest lucru? Nu-l comentez. Trebuie să ducem o politică, într-adevăr prin parteneriate cu Universitățile de Medicină, să atragem acești, acest specialist de care avem nevoie. Bun, și mai avem altă problemă, partea de acces, spre exemplu, la programări, spre exemplu, la spitalul județean, dacă intrăm pe anumite specializări, hai să dăm doar două, dermatologie, cardiologie, o să vedem că un bolnav, spre exemplu, ar putea să beneficieze, să zicem așa, să-l vadă un medic specialist undeva peste două luni, trei luni, asta în cel mai fericit caz dacă mai trește. Am spus și o repet. O, spitalul Județean de Urgență Zalău. Este printre cei mai mari angajatori din Județul Salaj. Are peste 1700 de oameni care lucrează acolo, de diverse profesii, sigur, medici, asistente și alt personal auxiliar. Pe noi, și am spus-o și în proiectul meu, managementul acestei unități este unul esențial. O să continuăm cu partea de, de proiecte, planuri și perspective din viziunea noastră, și uh, vreau să mă refer acum la modul în care. Uh, veți colabora cu instituțiile pe care Consiliul Județean le coordonează și cum veți regândi activitatea lor curentă, pentru că spuneați că mai sunt multe lucruri de făcut în acest sens. Atunci când voi ajunge președintele Consiliului Județean, voi avea discuții cu fiecare din aceste instituții subordonate. O parte din activitatea le cunosc, pot să spun că am avut tangență tocmai prin faptul că uh, am fost prefect al Județului Sălaj, am fost subprefect, prefect, cunosc oarecum. Uh, activitatea specifică. Vom vedea la momentul potrivit ceea ce consideră că trebuie dezbătut. Am și eu referitor la muzeu să implic cu mult mai mult în zona asta din proiectul ăsta 10 pentru să lași când discutăm de porolism Vreau un pic să vedem care e și perspectiva dumnealor. Am înțeles că au fost, au avut castru din, au fost cons -au mai din anumite finanțe. considerente. Astăzi administrează altcineva, o altă instituție subordonată, dar prin muzeu, prin bibliotecă vreau un pic să dau un suflu nou și când discut de sunt ambasadorul județului, să punem o amprentă în ceea ce înseamnă până la urmă recunoașterea și totul să-l aducem acolo unde trebuie. Și asta o putem face prin evenimente mixte care am putea să creionăm și punctul 6 din 10 pentru sălaj va fi cu siguranță și cu, în colaborare cu toate aceste instituții subordonate. Ar trebui să se începem teamă... să Nu, începem să facem o muncă în echipă. Ar trebui să se din... teamă anumiți managerii din anumite nu, instituții pe care le coordonează de Consiliul Județean? Haide de să master, vedem veți ajunge ce vorba, să vedem să apuc să discut cu ei, să văd care le-s neajunsurile, care, care, care este punctul lor de vedere vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat. Deci veți avea o consultare deschisă? Bineînțeles, cred okay. că dialogul este soluția pentru această chestie. Sigur, la rubrica cetățenii vor să știe, vreau să vă întreb începând de când Consiliul Județean Sălaj va lucra pentru și în interesul cetățenilor. Dacă mă întrebați pe mine, cred că cele patru mandate ale lui Tiberiu Marc, fostul președinte al Consiliului Județean, a răspuns nevoilor sălăjenilor. Dacă discutăm... A tuturor sau dacă a avut patru mandate, probabil că atunci când opțiunile de vot și a reconfirmarea președintelui Iberiu Marc în funcție, înseamnă că a răspuns majorității sau mari părți de a nevoilor oamenilor. Ok. Iar mandatul domnului președinte din Iancu deja nu vreau să-l pun în discuție pentru că sunt Bun, și în mandatul dumneavoastră, asta în cazul în care veți obține votul pe data de 9 iunie? În mandatul meu vreau să mă țin de ceea ce am vreau să proiectul 10 pentru salar să fie o prioritate. Cred cu fiecare zi care trece că este important și nevoile oamenilor le putem să fie și exprese acestui proiect 10 pentru salar. Și deschideți larg ușile la dialogului. Și la dialogul, și la propriu, și la figură. La rubrica completarea care face diferența, vreau să vă întreb foarte simplu, ce credeți că va face acum diferența, ținând cont că data trecută nu ați reușit să obțineți votul cetățenilor pentru a deveni președintele Consiliului Județean, de ce va fi acum de data asta câștigător? Câștig președinția Consiliului Județean, câștig, câștig președinția Consiliului Județean, înseamnă că am convins mult mai multă lume ca și data trecută, iar 10 pentru Sălaj, cu siguranță, va fi o prioritate în mandatul meu de președinte și ce legătură acum există între 10 pentru salari și poziția 3 de pe buletinul de vot. Acolo, în, pe buletinul de vot, la poziția 3, îl găsesc pe candidatul Florin Florian, din partea Partidului Social Democrat. Alături de echipa, de echipa mea, pe lista de de județean. Și pentru că, iată, nu mai avem timp și aș fi avut multe alte întrebări să vă adresez, vă las șansa în finalul emisiunii să transmiteți un gând, o promisiune pentru cei care încă nu sunt deciși pe cine anume să aleagă în fotoliul de președinte al Consiliului Județean. Știu ce voi avea de făcut încă din prima zi de muncă. De ce? Pentru că îmi pasă. Votează Florin Florian, poziția a treia, pe buletinul de vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare uh, și pentru că ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat. 9 iunie se apropie cu pași repezi, contează, așa cum a spus noastră, fiecare vot. Sunt Alexandra Roșu și nu uita, tendem să mergi și să votezi. Asumat, inspirat, alege Transilvania.